Așa. Salut, prieteni! Am decis să intru în direct astăzi, în mod neobișnuit. Vreau un semn că suntem în direct. Imediat ce am un... Așa, cred că suntem în direct. Vreau să vă anunț că protestul nostru permanent continuă. Astăzi și de la Frankfurt, un grup de conaționali de-ai noștri, pământeni de-ai noștri, continuă protestul și aici, la Frankfurt, la Consulatul Republicii Moldova în Frankfurt. Da, multă lume, bravo. Am aterizat acum câteva ore în urmă la Frankfurt și știam că se produce un protest aici, o manifestație la care am zis că este, nu ar fi corect să nu particip. Am să vă arăt temerarii care insistă și care sunt alături de noi duminică de duminică, zi de zi. Uitați-vă cât de frumoși conaționalii noștri de la Frankfurt. Doamna Liuba. Uniți suntem puternici. A, uitați-vă cât de frumoși. Vitalie Cernăuțan. Dragi prieteni și concetățeni, ne aflăm în fața Consulatului Republicii Moldova la Frankfurt. Astăzi, după șirul protestelor de până acum, continuăm cu aceleași forțe determinate și nelimitate de a protesta împotriva regimului Blahovšor-Dodon. Nu putem privi indiferenți la tot dezmățul organizat și coordonat de către mafioții și bandiții de la guvernare, și anume Plahotniuc, Dodon, Șor, Candu, Filip și toate marionetele cumpărate, cum ar fi procurori, judecători, polițiști și angajații structurilor de stat, care n-au demnitate și verticalitate. Datorită lor și a indiferenței cetățenilor, care nu au luat atitudine printr-o fermă poziție la momentul potrivit, suntem astăzi o țară săracă și dezbinată în ai noștri și ai lor. Luptăm pe baricade diferite, baricadele răului și a binelui. Cetățenii simpli, onești, adevărați patrioți, care își doresc un viitor luminos în Republica Moldova, luptă pe baricadele binelui, iar toți mafioții, bandiții, călăii, trădătorii de patrie și de neam, luptă pe baricadele răului, baricadele care s-au format pe seama suferințelor cetățenilor, pe lacrimile amare vărsate de copii, bunei, părinți, în urma exodului masiv al populației din Republica Moldova. Putem să declarăm sus și tare că aceste baricade ale răului se clatină de la rădăcini și se vor ruina ca mai apoi să dispară în întuneric. Iar lovitura decisivă se va da la 26 august în Piața Mare Adunării Naționale. Venim cu un apel către diasporile de peste hotare. Noi suntem cei care poate să dea lovitura zdrobitoare acestui regim putred și care este sortit dispariției. Noi suntem cei care poate să răstoarne carul cel mare și să schimbăm situația din țară, situația care nu se mai poate de tolerat. Noi suntem cei care poate să ajute la revenirea binelui și dreptății în țara noastră, Republica Moldova. Noi credem în viitorul Republicii Moldova și vom lupta până la capăt, până când ne vom convinge că toți uzurpatorii, mafioții, călăii și pușlamalele vândute regimului Plahovšor-Dodon vor fi trași la răspundere de către o justiție corectă și independentă. Iată de ce venim cu rugămintea către toți concetățenii de peste hotare. La 26 august să revenim cu toții acasă, în Republica Moldova, și să luptăm pentru viitorul țării noastre. Să luptăm pentru readucerea democrației și adevărului, la noi acasă. Iar cei care nu au posibilitatea să organizeze și să participe masiv la protestele organizate în fața ambasadelor, consulatelor Republicii Moldova în țările străine. La 26 august, bătălia va fi mare, iar regimul Plahovšor-Dodon va face tot posibilul și va restricționa deplasarea cetățenilor și protestatarilor spre Republica Moldova, spre Piața Marii Adunării Naționale. Ei vor bloca transportul auto, feroviar și, de ce nu, cel aerian. Iată de ce mișcarea de rezistență a diasporilor Free Moldova a inițiat o campanie de colectare a mijloacelor bănești prin crearea unui fond de criză sub denumirea de Crisis Fund. La acest fond poate să contribuie și să vină cu donații bănești orice cetățean de bună credință care dorește o schimbare spre bine în Republica Moldova. Banii colectați vor fi redirecționați prin necesitățile organizării protestului din 26 august
și anume aprovizionarea protestatarilor cu apă potabilă, suport financiar la organizarea transportului pentru cetățenii protestatari spre Piața Mare Adunării Naționale în ziua protestului și alte cheltuieli reieșind din necesitățile organizării protestului. Transparența colectării și gestionării mijloacelor bănești colectate va fi afișată oficial pe site. Mai multe informații privind fondul de criză puteți găsi pe site-ul Free Moldova, subdiviziunea informații. Diaspora mereu a constituit o forță de temut pentru orice stat. De aceea, pe 26 august, în Piața Mare Adunării Naționale, noi, cetățenii din toate diasporile, trebuie să demonstrăm și să arătăm regimului Blahoșor Dodon că suntem o forță, o forță care va ajuta la readucerea democrației, adevărului și făurirea unui viitor luminos în Republica Moldova. Împreună vom învinge și așa să ne ajute Dumnezeu. Întreabă lumea unde suntem, trebuie să spunem că suntem la Frankfurt. Păi am menționat, suntem la Frankfurt în fața Consulatului Republicii Moldova și suntem uniți pentru o cauză comună, pentru lupta împotriva dictaturii și Plahotniuc. Asta e. Domnul Viorel are să ne spune mai multe. Stimați prieteni, nu uităm, ieșim mereu la proteste, acolo unde sunteți, vândim să ieșiți cu toți la proteste, să știe cât mai multă, multă lume europeană să afle necazurile, durerile, suferințele poporului nostru. Astăzi suntem foarte bucuroși să-l avem lângă noi pe Alexei Munteanu. Sărmanul a venit de pe spitalul, de pe patul de spital, a venit și protestează împreună cu noi. Este un patriot și nu știți indiferenți nici voi, la tineri până la bătrâni. Dați să luptăm. Și împreună vrem să vă spunem, jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Cerem validarea alegerilor! Cerem validarea alegerilor! Cerem validarea alegerilor! Cerem validarea alegerilor! Diaspora e cu voi! 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 Și dăm cuvânt, oferim cuvântul unei domnișoare. Au venit alături de conaționale noștri, a venit cineva de origine germană. Înțeleg că limba română cunoaște, dar încă nu vorbește. Așa că mesajul domniei sale va fi în germană. Protestiere, weil ohne Demokratie gibt es kein Leben und Moldawien braucht eine Chance. Danke. Bravo. Danke. Bravo. Danke. Bun, băieți, atunci să încheiem cu jos dictatura. 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 Deci noi vom continua să protestăm aici. Live-ul meu însă îl voi închide, dar nu înainte de a vă prezenta cât de frumos am fost păziți de poliția germană. Vedeți cât de civilizat se întâmplă totul, nu ca prin alte părți. Mesajul nostru este să nu vă fie frică, să nu fim indiferenți. Indiferente, să iasă de la mic la mare. Spuneți. Dragi prieteni, fiind personal, data 24 iunie în Moldova, văzând câtă durere, văzând câtă inimă lumea iese pe piața Marea Adunării Naționale, vă rog foarte mult pe 26, cu prietenii, cu rudele, colegii, cu copii, de a ieși, de a ne zbate pentru viitorul copiilor noștri, de a ne zbate pentru ceea ce s-au zbătut cândva părinții noștri, pentru o viață. Ieșiți cu toții că o facem pentru viitorul nostru. Pentru o viață mai bună. Bravo, bravo, bravo. Să nu plângeți, doamnă, așa, apelul meu a fost către toată lumea, să nu plângeți pentru că ei vor folosi lacrimile voastre în favoarea lor. La noi lacrimile este de la emoții. Înțeleg? La emoții, nu de te înțeleg, nu dar plângem ei, niciodată. Ați văzut că știu, plângă. Știu să manipuleze, știu să intoxice. Eu am plâns când a fost tânăr, am luptat prin distrovea. Și acum aș bate joc de mine, niciodată în viață. Bravo, niciodată în viață. Bun, prieteni, voi încheia aici. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături, ați fost în permanență 500 de urmăritori. Așa că am decis să facem, numai să nu plângeți, doamnă, să nu plângeți. Așa. Mă bucur că am fost în permanență mulți oameni, ne-am cunoscut.
Am decis să fac această postare pe pagina mea pentru că sunt foarte mulți urmăritori, avem peste 80.000 de urmăritori pe această pagină. M-aș bucura dacă fiecare dintre dumneavoastră ați face un share, ați face o distribuire, ați transmite acest material și altor conaționali de-a noștri, oriunde s-ar afla, acasă sau în diasporă, dar absolut oriunde. Este important să strângem rândurile, este important să fim solidari, să fim uniți, să fim determinați astfel încât să ajungem și noi într-o zi în care să putem trăi ca în Germania, să trăim în democrație, în libertate, să trăim în prosperitate, așa cum trăiesc acești oameni. Ei au de toate aici. Ei au de toate aici. Ceea ce nu au, nu au casa părintească aproape, nu au părinții aproape, nu au unii dintre ei copiii, îi au departe. Iată de ce cu toții își doresc o revenire acasă. Împreună vom reuși. Vă salut! Împreună vom reuși. Eu mă lupt acum, da, de mult timp, da, care știe lumea, cu cancerul, care da, și mă lupt și mulțumesc lui Dumnezeu că mă ajută și lupt până la urmă. Dar cu o corupție de asta, mie mi-e ușor să lupt, vă spun ce zic. Da, suntem până la urmă. Un om care luptă cu cancerul la propriu a ieșit să lupte și cu cancerul dictaturii, cu cancerul corupției, cu cancerul nedreptății și în stradă. Vă îndemn la demnitate, vă îndemn să fim solidari și să fim cât se poate de determinați. Vă salut, prieteni!